Anul 2024 este unul plin de transformări și evenimente astrologice interesante, dar nimic nu este mai puternic decât impactul pe care îl are cea mai intensă lună plină, respectiv cea care a fost în 19 august, asupra anumitor nativi. Pe măsură ce luna plină își împrăștie energia mistică, trei zodii vor renaște din propria cenușă, găsindu-și puterea interioară și declanșând un flux de prosperitate care va aduce abundență în viața lor. Pentru nativii din Gemeni, această lună plină va fi o adevărată revelație. De obicei, gemenii sunt cunoscuți pentru natura lor duală și pentru tendința de a oscila între diverse stări și interese. Această energie oscilantă, deși constituie adesea un avantaj, le poate crea și blocaje în momentele în care trebuie să ia decizii importante. Totuși, după această lună plină, gemenii vor experimenta o claritate mentală fără precedent. Vor fi capabili să renunțe la tot ce le-a adus confuzie și haos în viața lor, începând o nouă etapă cu o viziune proaspătă și cu determinare. Această renaștere spirituală și mentală le va aduce oportunități neașteptate în domeniul financiar. Proiectele începute vor da roade, iar investițiile din trecut se vor dovedi extrem de profitabile. Vor curge râuri de bani datorită puterilor interioare redescoperite. Fecioară. Pentru nativii din zodia Fecioară, anul 2024 va fi despre muncă, perfecționare și autodescoperire. Această lună plină va fi catalizatorul care le va oferi fecioarelor șansa să se elibereze de vechile temeri și nesiguranțe. Fiind un semn de pământ, fecioarele sunt recunoscute pentru etica lor privind munca și pentru atenția lor la detalii. Cu toate acestea, în ultima perioadă, mulți dintre acești nativi s-au simțit prinși în rutina zilnică. Pești. Semnul visătorilor și al celor care trăiesc adesea într-o lume a fanteziei și a sensibilității extreme, peștii vor simți această lună plină ca pe un moment de cotitură spirituală profundă. De multe ori, peștii se lasă copleșiți de emoții și de energia negativă din jurul lor, ceea ce le poate afecta capacitatea de a-și atinge obiectivele materiale, relatează playtech.ro.